Dmitri Medvedev, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei, a amenințat din nou cu folosirea armelor nucleare. Pierderea într-un război clasic ar putea provoca începerea războiului nuclear. Fostul președinte rus a postat pe grupul său de Telegram o nemulțumire în legătură cu posibilitatea livrării de noi arme către Ucraina. O decizie în acest sens ar trebui să fie luată vineri la baza militară NATO Ramstein din Germania. Mâine la baza militară din Ramstein, mari comandanți militari vor discuta noua tactică și strategie, dar și livrările de noi arme grele și sisteme de artilerie ale Ucrainei. Și asta se întâmplă chiar după forumul de la Davos, unde retardații politicieni petrecăreți au repetat ca pe o mantră: ca să obținem pacea, Rusia trebuie să piardă. Niciunui mizerabil nu-i trece prin cap o concluzie elementară. Pierderea unui război convențional de către o mare putere nucleară poate provoca începerea unui război atomic. Liderul de la Kremlin a ținut să facă referire și la istoria recentă, spunând: marele puteri nucleare n-au pierdut niciodată în războaie de amploare, de care depindea soarta lor, iar asta ar trebui să fie evident pentru fiecare om, ar trebui să fie evident chiar și pentru politicianul din vest care și-a păstrat măcar unele urme de inteligență. De altfel, amenințarea nucleară a devenit un leitmotiv în discursul lui Medvedev. Acesta de fiecare dată când liderii occidentali anunțau livrări de noi arme sau noi pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, amenință cu folosirea bombelor atomice și în concluzie, ca să șterg tot ce am spus adineauri, bine te-am găsit la un nou material. Al doilea episod pe ziua de azi, episodul de la ora 17 și 15 minute, în care vedem ce s-a mai întâmplat în cursul după amiezii, iar după aia mai avem și episodul de la 20-15 minute în care analizăm ce s-a întâmplat pe seară în războiul din Ucraina. Așa că haideți să trecem la următorul material și să vedem următoarele informații despre conflictul de la granița României. Depozit rusesc de muniții distrus la Soledar. Orașul Soledar, aflat la câțiva kilometri de Bahmut, a intrat sub controlul forțelor ruse, potrivit tuturor evaluărilor privind situația de pe frontul din estul Ucrainei. Rușii au transformat localitatea în bază pentru trupe și depozit de muniții, însă ucrainenii țin în continuare orașul sub observație cu ajutorul dronelor și recurg la lovituri când au informații privind depozitele rusești. Brigada 45 Artileria Ucrainei a distrus mai multe astfel de depozite de muniții într-o casă din Soledar. Ocupanții folosesc casele și curțile din Soledar drept cartier general și depozit de muniții, dar artileriștii noștri văd tot, pământul Ucrainei arde și varde sub picioarele inamicilor, a scris Brigada 45 Artilerie, unde a postat un clip cu distrugerea unui astfel de depozit cu ajutorul unității speciale de supraveghere din dronă. Un videoclip a apărut în presa rusă, în care apar voluntari sârbi care se antrenează pentru a lupta împreună cu trupele rusești în Ucraina, a provocat o indignare în Serbia, arătând relația complexă a acestei țări cu Moscova. Grupul de mercenari Wagner din Rusia a realizat materiale video în limba sârbă pentru a încuraja recrutarea pentru război. Președintele Serbiei, Alexander Vučić, a reacționat nervos la televiziunea națională. De ce voi de la Wagner chemați pe cineva din Serbia când știți că este împotriva reglementărilor noastre? A spus el. Criticii acuză frecvent Serbia că dă prioritate prieteniei sale de lungă durată cu Rusia în fața ambițiilor sale de a accede în Uniunea Europeană. Ministrul adjunct de externe al Poloniei, Pavel Jablonski, spune că țara este pregătită să ia măsuri non-standard dacă Germania se opune trimiterii de tancuri Leopard în Ucraina. Jablonski reiterează o declarație a premierului polonez Mateusz Morawiecki, care a semnalat joi că ar putea trimite tancuri Leopard 2 în Ucraina ca parte a unei coaliții mai largi, chiar și fără aprobarea Germaniei. Consimțământul este de o importanță secundară aici, fie vom obține rapid acest consimțământ, fie vom face singur ceea ce este necesar, a spus Morawiecki. Zelenski a declarat că guvernul său așteaptă decizii importante de la liderii apărării din NATO și din alte țări, reuniți vineri pentru a discuta despre furnizarea de tancuri moderne Ucrainei, care ar constitui un ajutor esențial în războiul inițiat de Rusia. Întâlnirea de la baza aeriană Ramstein din Germania este cea mai recentă dintr-o serie de când Rusia a invadat Ucraina în urmă cu aproape 11 luni
și ne vor fi discutate viitoarele provizii de arme, în special a tancurilor germane Leopard 2, folosite de armatele din întreaga Europa. Berlinul are drept de veto asupra oricărei decizii de a exporta tancurile, iar guvernul cancelarului Olaf Scholz a apărut până acum reticent să autorizeze acest lucru de teamă să nu provoace Rusia. Unii aliați spun că îngrijorarea Berlinului este deplasată, Rusia fiind deja pe deplin angajată în război, în timp ce Moscova a spus în repetate rânduri că transferul de arme din vest ar prelungi conflictul și ar crește suferința în Ucraina. De fapt, așteptăm acum o decizie a unei capitale europene, care va activa lanțurile pregătite de cooperare în ceea ce privește tancurile, a spus Zelenski joi seara. Ne pregătim pentru întâlnirea Ramstein de mâine. Ne așteptăm la decizii importante. Ne așteptăm la un pachet puternic de ajutor militar din partea Statelor Unite, a mai spus președintele Ucrainei. Statele Unite au anunțat joi o nouă asistență militară pentru Ucraina în valoare de până la 2,5 miliarde de dolari, inclusiv sute de vehicule blindate și sprijin pentru apărarea aeriană a Ucrainei, relatează cei de la Reuters. Ajutorul include 59 de vehicule de luptă Bradley și 90 de transportoare blindate Stryker, alegrat Departamentul de Apărare al Statelor Unite ale Americii într-un comunicat. În total, Statele Unite au ajutat Ucraina cu mai mult de 27,4 miliarde de dolari de la începutul invaziei. Washingtonul va furniza forțelor ucrainene de asemenea rachete de rezervă pentru sistemele antiaeriene NASAMS și HIMARS, care le-au fost deja furnizate. 8 sisteme antiaeriene cu rază scurtă de acțiune Avenger, unități de apărare montate pe vehicule care se mișcă în același ritm cu unitățile terestre și mii de muniții diverse. Surse guvernamentale germane au spus că Berlinul va trece la problema tancurilor Leopard dacă Washingtonul ar fi de acord să trimită tancuri Abrams în Ucraina. Tancurile Abrams nu au fost incluse în anunțul de joi al Statelor Unite. Iar în ultima știre, Rusia a rămas al doilea cel mai mare furnizor de țiței al Chinei în 2022, după Arabia Saudită, rafinările chineze profitând de prețul scăzut al petrolului rusesc. Sancțiunile occidentale impuse Rusiei în urma invadării Ucrainei au determinat mulți importatori de petrol să taie legăturile comerciale cu Moscova, astfel încât prețurile să poată menține țițelul rusesc scăzut semnificativ. Dar în urma întâlnirii dintre oficialii ruși și chinezi, cele două țări au anunțat că prietenia lor nu are limite, scriu cei de la GerPress. Anul trecut, importurile Chinei de țiței din Rusia au urcat cu 8% la 86,25 de milioane de tone, echivalentul la 172 de milioane de barili pe zi, arată datele administrației vămilor de la Beijing. În decembrie, China a cumpărat 6,47 de milioane de tone de petrol din Rusia, echivalentul la 1,52 de milioane BPD, comparativ cu 1,7 milioane BPD în perioada similară din 2021. În total, Arabia Saudită a livrat Chinei al trecut 87,49 de milioane de tone, echivalentul la 1,77 milioane de barili pe zi, un nivel similar cu cel din 2021. Analiștii se așteaptă ca Arabia Saudită să rămână furnizorul dominant de țiței al Chinei după vizita la Riad a președintelui Xi Jinping din decembrie, când a anunțat că Beijingul va face demersuri pentru ca să plătească pentru petrol în yuan și nu în dolari Statele Unite ale Americii. De asemenea, datele administrației vămilor de la Beijing arată că importurile Chinei de țiței din Malaezia, deseori folosită ca punct de transfer în ultimii 2 ani pentru petrolul provenit din Iran și Venezuela, aproape s-a dublat în 2022 la 35,68 de milioane de tone în septembrie, depășind precedentul record din august de 3,37 de milioane de tone. Livrările din țiței din SUA către China s-au situat la 7,89 de milioane de tone în 2022, un declin de 31% față de 2021. Cam atât a fost, dragii mei, acest material. Sper că v-a plăcut. Dacă da, nu uitați să vă abonați și de asemenea să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Ne auzim cu noi materiale. Fiți pe fază la ora 8 și un sfert, vine al treilea clip.